Bun găsit tuturor, sunt Alexandra Coman, de asta deja o știți. Bun venit pe canalul meu de astrologie celor care ați intrat prima oară aici. Astăzi vreau să încep o serie de filmări despre compatibilitatea semnelor zodiacale, dar nu este vorba de compatibilitate în iubire, ci cu ce semne zodiacale ne potrivim și avem afinități și cu ce semne zodiacale nu avem afinități. Iar asta o voi repeta pe parcursul a 12 filmări. Acest lucru îl voi spune de fiecare dată, pentru că va urma și o serie de filmări în care vorbim numai despre dragoste. Dar hai să fim serioși, nu toată lumea este interesată de dragoste. Unii poate și-au găsit persoana iubită deja, alții nu mai caută, că au obosit să-și caute. Aici vorbim clar despre afinitățile și compatibilitățile dintre zodii. Și începusem să filmez și am realizat că se va întinde pe mult mai mult de o oră filmarea asta, pentru că eu nu vreau să vorbesc trei cuvinte și să închid. Așa încât vor fi 12 episoade, să le zicem, în care analizez pe triade, nu încep berbec cu taur, berbec cu gemeni, ci vorbesc despre ierarhii, vorbesc despre semnele cu care au cele mai bune compatibilități, zodiile, și ne ducem spre cele care au mai puține compatibilități. Și încă ceva. Noi când facem emisiuni pe la televizor și pe la radio, am mulți ani în spate de media, noi nu putem spune chiar tot ce vrem. Nu avem cum să spunem asta, pentru că acolo e vorba de rating. Și televiziunile și radiourile trăiesc din reclame. Prin urmare, nu poți să te duci să spui ceva care nu ar conveni anumitor privitori. Însă, asta e și motivul pentru care am ales să plec din media, pentru că vreau să vorbesc liber și voi vorbi chiar pe bune despre compatibilitățile semnelor zodiacale, fără cenzură și fără perdea. Deci dacă nu ești pregătit moral, emoțional și așa mai departe, nu mai asculta înregistrările astea, că nu e cazul. Să vedem mai departe, ce se întâmplă cu berbecul? Am spus, vor fi 12 filmări, voi vorbi pe triade, adică vom lua câte 3 semnele zodiacale și vedem ce se întâmplă mai departe. Berbecul face parte din triada semnelor de foc, alături de leu și săgetător. Caracteristica generală a berbecului este faptul că este un semn foarte greu de dus. Și chiar vă rog să-mi și scrieți dacă cunoașteți berbeci, dacă sunteți berbeci, cum vă simțiți voi. Nu este un om de echipă, pentru că el este un om de competiție. Lui îi place să se arunce, să experimenteze, să verifice, să probeze, se duce în zona de vreau să fiu primul. Nu vrea să fie lider. Berbecul nu vrea să fie lider decât dacă trebuie să apere interesele unui grup. Alminter nu îl interesează. Pe el îl interesează strict competiția și cum să o câștige. După ce a câștigat-o, cred că lăsăm locul la altul, că nu ne interesează. Și atunci nu funcționează bine în echipă decât dacă îi dai sarcini precise. Uite, tu ai de făcut de aici până aici dacă ești berbec. Și încercăm să-i ținem pe ceilalți departe, pentru că berbecul declanșează foarte ușor conflicte. Și declanșând foarte ușor conflicte, duce la ceartă și la dezbinarea echipei. Deci nu-l prea vrem băgat în echipe. Berbecul funcționează foarte bine de sine stătător. Și dacă îi dai un job în care are de atins task-uri, de atins obiective, atunci este locul lui potrivit, da? Pentru că el se ia la, ajunge să ia la întrecere el cu el însuși. Și aici am să fac un lucru. Eu am spus public că sunt berbec și am ascendentul în rac. Asta nu e un secret, l-am spus de multe ori. Și râdeam când am făcut canalul acesta de YouTube. L-am pornit, cred că acum 3-4 luni. Și râdeam
Am zis, într-o zi voi vorbi despre compatibilități, pentru că mă luasem la întrecere cu mine. Deci după ce am bătut pe alții, am zis, păi hai că vreau să ajung, nu știu, la un număr de subscriber pe săptămână. Și ajunsesem să mă iau la întrecere cu mine, până când un prieten mi-a spus, bă, femeie, mai pune și tu frână, că gata, i-ai bătut pe toți, acum respiră. Și eu zic, nu, că nu m-am bătut pe mine, dar nu mi-am dat seama când am spus lucrul ăsta. Și atunci mi-am zis, mă, frate, uite cum fac berbecii, cum ne autodistrugem și ne detonăm. Deci dacă vrei să termini un berbec cu capul, fă-l să atingă de astea obiective, nu știu, să ajungă la Polul Nord în 3 zile sau să ajungă pe lună cu racheta în câteva ore. Și ai să vezi că se va da peste cap să o facă. Berbecul se împacă foarte bine cu frații săi de triadă, cu leul și cu săgetătorul. Cu leul este un pic mai dificil la capitolul orgolii. Și dacă amândoi se duc într-o direcție, se duc hăisa, amândoi se duc. Pentru că, repet, au orgolii. Iar cu săgetătorul, nu o să funcționeze 100%, deci nu o să fie 100%, pentru că săgetătorul este campion la alegeri proaste. Deci dacă vrei o zodie care să bifeze cele mai proaste alegeri, și le face că și știe că le greșește, nu le face din prostie. Săgetătorul nu greșește. Săgetătorul e un semn zodiacal foarte deștept. Numai că alege cu inima și nu cu creierul. Și se duce pe zona instinctuală de moment și pe urmă își dă palme 30 de ani. Deci, berbecul nu o să poată să se alinieze foarte mult la stilul săgetătorului și mai ales la un lucru care e tipic săgetătorului. Îți zic adevărul în față și nu-mi pasă. Am să ajung eu la săgetător și o să vă povestesc acolo ce și cum greșiți. Nu o să-i placă prea mult berbecului, dar în același timp va respecta foarte mult la aceste două semne zodiacale, deci la leu și la săgetător, faptul că nu-ți bagă cuțitul în spate. Aceste două semne zodiacale sunt semnele care sunt foarte oneste în exprimarea emoțională. Sunt semne care merg pe principiu ce e în gușă și în căpușă. Deci aici berbecul o să funcționeze foarte bine cu frații săi. Și când au un obiectiv comun, se vor grupa foarte bine leu cu berbec, săgetător cu berbec, să-și atingă țelul și obiectivul. Da? Apoi, pe a doua poziție, punem triada semnelor de pământ. Taurul, Fecioara și Capricorn. Și aici va fi exact, mă gândeam cum să formulez să nu jignim pe nimeni. Știi de ce nu intră în competiție berbecul cu semnele de pământ? Pentru că pământul are un stil de lucru destul de asemănător cu al berbecului când vine vorba de atingerea unor obiective. Se obsedează și pământul și berbecul. Până pornim noi un semn de pământ să-și facă treaba, facem spume. Dar în clipa în care a văzut o oportunitate, semnul de pământ, nu se mai oprește. Berbecul vine din urmă țipând, trebuie să ajung primul, trebuie să ajung primul. Și semnul de pământ îl privește așa, peste umăr, arogant un pic. Exact cum se uită un rege la duce. Că vorbim de nobil, da? Deci regele știe că e regele și e șeful și ăsta e semnul de pământ, Taurul, Fecioara și Capricornul, care se uită la duce și spune, te recunosc ca poziție, îți recunosc pedigriu, dar eu sunt regele. Dar te las să crezi că ești și tu important și nu mă deranjează competiția pentru că eu știu că sunt regele, deci mai sus ca mine nu-i decât Dumnezeu. Era chiar o expresie, Dumnezeu în cer, regele pe pământ. Pe vremuri, la curtea regelui Franței. Și același lucru se întâmplă și în relația cu berbecul. Vine berbecul, facem dregem, urcăm, ajungem. Și Capricorn nu știe și zice, bă, știu că ai să te plictisești. Eu, diferența între mine și tine e că eu nu mă plictisesc. Și atunci te las să crezi tu că câștigi. Și eu sunt și aici, și eu prin preajmă. Și vin din urmă, tâgdâm, tâgdâm și o să te depășesc. Și știți cum este? Exact ca în parabola iepurele cu
Broasca țestoasă, câștigă broasca țestoasă, dar nu este arogant. Iepurele, adică berbecul, nu o să fie niciodată arogant. Berbecul întotdeauna va recunoaște calitățile de lider ale semnelor de pământ. Și va ști că intră în conexiune cu oameni bine pregătiți, inteligenți, în unele puncte chiar mai inteligenți ca el. Nu spun că berbecii sunt mai slab pregătiți intelectual, nici vorbă de acest lucru, dar faptul că sunt emoțional și instinctual îi trage mult înapoi și capricornii, fecioarele și taurii au capacitatea de a se controla în zonele emoționale. Berbecul nu. Deci, compatibilitate bună, dacă berbecul va înțelege că la final lider va fi semnul de pământ. Și e ok, se respectă reciproc. Problema, apoi, nu mă duceam la problemă, dar încă nu-i problemă. Vine zona triadei de aeri, asta este la mijloc, da? Deci am spus compatibilitate bună cu semne de foc, compatibilitate bună cu semne de pământ și acum suntem la mijloc. Pentru că din această triadă, numai cu unul e foarte bine compatibil, cu doi, și am să explic și de ce. Vorbesc de triada de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cu gemenii, berbecul nu face casă foarte bună, pentru că seamănă foarte bine geamănul cu berbecul, numai că geamănul e mult mai superficial. Berbecul, când și-a pus în cap ceva, el până n-atinge linia de sosire, nu se oprește. Geamănul e mult bla 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 bla, e un bun organizator. Dacă tu ai nevoie să trimiți pe cineva să vorbească cu alții, să negocieze, trimite un geamăn, că o să-i facă cu capul și câștigă negocierea cu ochii închiși. Dacă vrei să trimiți pe cineva să-ți vândă un lucru, trimite un geamăn, pentru că va reuși să facă asta perfect, cu brio. Numai că atunci când vine umăr la umăr, știți, munca aia, colaborarea aia, echipa aia de urcăm împreună Everestul, dar umăr la umăr, geamănul nu ține ritmul. Și asta le enervează pe berbec. Balanța are un stil de a manipula care nu-i pe gustul berbecului. Și am auzit de foarte multe ori prostia și oameni buni, chiar am să filmez ca să explic. Da, va veni și momentul acelor filmări. Am auzit prostia, că e prostie, nu e altceva, cum că semnele complementare se susțin foarte bine. Ce înseamnă semnul complementar? Pe axa zodiacală, fiecare semn zodiacal se află față în față cu altul. Și se spune că ele, în relații, caută ce nu au în celălalt. Am să vă enumăr complementaritățile. Berbecul cu balanța, taurul cu scorpionul, gemenii cu săgetătorul, racul cu capricornul, leu cu vărsătorul, fecioara cu peștii. Spre exemplu, berbecul e foarte impulsiv, trebuie să învețe din calmul balanței, balanța e prea pasivă, trebuie să învețe din dinamismul berbecului. Asta înseamnă să se completeze. Dar într-o relație de iubire, uită de așa ceva, că dacă nu privești în aceeași direcție cu partenerul tău, nu o să poți ajunge la destinație. Și când aud că, vai, să ne căutăm, contrariile se atrag, unde ați auzit voi de așa ceva? Eu n-am auzit. Că se atrag, nu știu, pentru 10 ani poate, dar pentru tot restul vieții nu cred. Și excludem faptul că rămânem împreună din compromis, că avem copii, familii și rate la bancă. Nu, onest, deci tu pe o insulă pustie cu complementarul tău, nu știu cât ai să reziști fără să te arunci cu capul spre un rechin, sperând că ai să scapi. Deci, nu sunt de acord cu această afirmație. Și atunci mă întorc înapoi la compatibilități. Balanța este foarte alunecoasă și foarte miaunită, pisicită, uite, termenul corect e pisicit. Și asta nu e pe gustul berbecului. Berbecul vrea să fii direct, vrea să spui lucrurile lor pe nume, de-aia preferă un săgetător care spune, băi, ești un dobitoc, dar ești un dobitoc cu D mare, cu majuscule. Dar berbecul o să respecte treaba asta, că săgetătorul îți spune așa ceva, îi spune așa ceva, în timp ce vine balanța și spune, dragul meu, dar ești atât de deștept și atât de bine pregătit și atât de minunat și eu te iubesc de nu mai pot, dar uite, hârtia asta, hai să o punem mai la stânga. Și berbecul întreabă, dar de ce femeie să punem sau bărbate să punem asta la stânga, că nu-i vă sensul, ea asta aruncată pe masă, cine are nevoie?
Nu, ca să fim așa, în echilibru. Și berbecul îi spune, eu nu știi ce, ia mai caut-o pe mama ta, vorba cântecului, și cu merele după tine. Știți cântecul ăla lui Delia, da? Ei, asta nu suportă berbecul, că nu vine și spune balanța într-o discuție cu un berbec autentic, ar trebui să spună, bă, mă obsedează hârtia asta, care nu-i pusă drept. Te bag undeva, eu o mut. Și poți să te dai cu capul de toți pereții că eu tot mut hârtia. Ei, asta este abordarea cu berbecul, așa trebuie vorbit cu berbec. Dar faptul că balanța vine și se alintă nu-i pe placul berbecului. Și atunci, evident că se ajunge la conflicte și vorbim de toate aspectele vieții. Deci, aici nu e cea mai bună compatibilitate cu gemenii și cu balanța. În schimb, e o compatibilitate foarte bună cu vărsătorul. Pentru că vărsătorului nu-i plac excesele emoționale. Și atunci nu o să înțeleagă pe deplin berbecul niciodată și o să lase să alerge după fluturi, după chipul și asemănarea lui. Și berbecul vine și spune, vreau să fiu lider, vreau să fiu foarte bine, cine te oprește, zice vărsătorul. Pentru că vărsătorul știe că el e deja lider. El nu are, este o zodie, semnul vărsătorului e un semn care nu are nevoie de validări și confirmări, pentru că ești suficient. Cred că e zodia care e ok cu ea însăși și dacă ar putea să fie un melc să se fecundeze singur și să-și producă proprii copii, ar fi cel mai fericită zodie. Dar uite că e om și atunci trebuie să interacționeze cu semenii săi. Și nu-și pune mintea cu berbecul și atunci îl lasă în pace și de aia sunt ok, pentru că vărsătorul nu pune la inimă dramele existențiale și circul pe care un berbec știe să-l facă. Și e relaxat, detașat, pur și simplu nu-i pasă, nu-i pasă. Și aici sunt foarte ok, numai că în momentul dacă îi pune să petreacă mai mult timp împreună, nu o să fie foarte funcțional pentru că berbecul nu poate să ducă cinismul și detașarea emoțională a vărsătorului, însă sunt ok să mergem pe zona de compatibilitate totuși, pentru că vărsătorul nu o să-și pună mintea niciodată cu berbecul. Că o să știe că îl face șahmat mental din două mișcări. Iar zodiile unde nu avem compatibilitatea, mai spre deloc chiar este, Rac, Scorpion și Pești. Uitați-mi triada de apă. În ce zonă? În ce direcție? Racul nu știe să vorbească frumos. Dom'le, asta este. Și vă rog să scrieți, dacă aveți raci în preajmă, vă rog să-mi povestiți cum vă vorbește racul. Racul este un suflet mare, o inimă de aur, care e în stare să-și dea cămașa de pe sine. Deci este în stare să-și dea cămașa de pe el sau de pe ea ca să te ajute. Însă, când deschide gura și când vorbește, mai bine ar tăcea. Pentru că nu face decât să-i rănească pe cei din jur. Și aici berbecul nu gestionează asta. Cu berbecul trebuie să știi cum să vorbești. Scorpionul nu e compatibil cu berbecul, pentru că ajung să fie două săbi într-o teacă, mai devreme sau mai târziu. Amândoi sunt competitivi, amândoi sunt puși pe a ajunge la linia de finish și să o treacă și să o treacă în plutonul câștigător. Iar aici o să se fie exact ca doi bicicliști. Nu știu dacă ați văzut concursurile astea de bicicletă când merg aia, ajung spre linia de finish și se împing efectiv. Deci eu am văzut cum se împing unii pe alții. Exact asta se și întâmplă să se ia unul cu o coadă, unul cu două coarne și modul în care scorpionul știe să manipuleze o situație nu-i pe gustul berbecului care preferă confruntările directe. Iar peștii sunt foarte alunecoși. Deci peștii sunt foarte alunecoși pentru gustul berbecului. Știu să manipuleze și ei foarte bine. Și atunci, în lumina acestei atitudini, berbecul reacționează și nu o să se ducă să se confrunte, nu o să se certe cu peștii, dar o să evită cât poate.
N-am prea auzit ca să fie certuri între un berbec și un pește, pentru că nici unul, nici altul nu vor sta în confruntare, vor eluda momentul, vor scăpa, fiecare se va duce în altă parte. Însă, nici nu sunt foarte buni prieteni, rămân la nivelul de hai să ne respectăm, dar eu pe partea mea de stradă, tu pe partea ta de stradă. Și atunci se cam ignoră politicos și n-au nimic de împărțit și mai bine așa. Să rămână la nivelul de mâncăm o prăjitură în oraș, bem o cafea, te întreb ce faci, tu spui bine și eu plec acasă. Deci cam astea sunt compatibilitățile dintre berbec și semnele zodiacale, triadele zodiacale. Și te invit, dacă ești curios, să asculți și celelalte semne zodiacale. Adaug, vin cu o parte care adaug lucruri la berbec. În analiza mea am realizat că am uitat să vorbesc despre compatibilitatea berbec cu berbec. Și atunci adăugăm berbecul și berbecul, chiar dacă este la urmă, vă rog să mă scuzați, dar am uitat efectiv să vorbesc de compatibilitatea berbec cu berbec. Compatibilitate foarte bună, numai că aveți nevoie să fiți mânați de cineva cu biciu. Pentru că berbecul și berbecul se susțin foarte bine, sunteți la fel de corect, sunteți la fel de impulsivi, sunteți la fel de dornici de a experimenta viața și de a trăi lucrurile cu maximă eficiență și cu maximă orientare. Vă susțineți foarte bine, compatibilitatea este bună, puteți clădi lucruri împreună și cel mai bine, știți ce? Că nu o să vă înșelați unul pe altul, nu o să vă mințiți, nu o să vă trădați. Iar aici lucrurile sunt foarte importante pentru amândoi. În schimb, vedeți că puteți să sfârșiți cu ceartă pentru că sunteți amândoi foarte vulcanici, berbecii, și în proiecte, în chestiuni de anvergură, o să vreți să vi se recunoască meritele fără tăgadă și fără niciun comentariu. Atunci o să vă înghesuiți la linia de finish. Eu am făcut asta, ba eu am făcut asta. Și atunci, dacă unuia îi se dau mai multe credite decât celuilalt, celălalt va fi gelos și supărat și nu o să se bucure și de aici va apărea conflictul. Acestea au fost adăugirea la faptul că am uitat să vorbesc despre berbec.